Ei, uite că încet, încet, mie mi se pare că se cam rupe lanțul ăsta de iubire dintre Simona și Hatice. Și am văzut acum, discutând despre curățenia din bucătărie, cât era Hatice de ofticată și cum a început să o înțepe pe Simona și să arunce cu cuvinte în stânga și în dreapta în timp ce vorbea cu Mihai. Eu știam că va veni acest moment cât de curând și acum că suntem tot mai aproape de final, știam că orice lucru o va deranja și în curând o să se vadă că nici prietenia dintre cele două nu este una reală. Eu am văzut unde bătea Hatice în toată discuția aceasta, deși mi se pare că în emisiune nu s-a prea pus accentul pe înțepăturile dintre Hatice și Simona. Sincer, mă gândeam că doamna Simona Gherghe va evidenția mai mult aceste lucruri pentru că erau foarte clare și, mă rog, s-a trecut așa ușor cu vederea, după părerea mea. Dar în curând își vor scoate armele la înaintare fiecare dintre cupluri și o să apară tot mai multe discuții și divergențe între ele și atunci chiar o să se vadă aceste prietenii adevărate.